Și discutăm, doamnelor și domnilor, despre acest caz cutremurător cu domnul Dan Antonescu, criminolog. Bună seara, domnule Antonescu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la NewsHour CNN. Bună seara. Domnule Antonescu, având în vedere datele care se cunosc despre iubitul tinerei și anume că a avut antecedente violente, putem merge pe ipoteza unei crime cu premeditare? În opinia mea, da, dar sub rezerva prezumției de nevinovăție, pot să fac un scurt comentariu. Din ceea ce a relatat colega dumneavoastră, rezultă, în opinia mea, un caz clasic de acordarea încrederii unui om care nu o merita și chiar dacă a fost atenționată de colegi de cunoscuți că personajul respectiv este extrem de violent, a încercat să-i dea încă o șansă. Ori astfel de șanse nu înseamnă pentru indivizii de teapa lui doar o încurajare. El are impresia că violența face parte din viață și trebuie aplicată atunci când el are chef. De asemenea, instanța sau cei care l-au anchetat, în opinia mea, l-au tratat cu prea multă blândețe. Astfel de porniri, pe lângă ceea ce i s-a impus să facă, un tratament, o consiliere psihologică și psihiatrică, mi se par prea puține. Sunt oameni care sunt violenți indiferent ce ar face și atunci ei trebuie îndepărtați cât mai mult timp de lângă cei care pot să le devină victime. Ar trebui, nu știu, poate, domnule Antonescu, și o monitorizare a acestor cazuri, adică o urmărire a individului care, iată, a mai comis în trecut niște acte cu violență, chiar în plină stradă în cazul de față. Da, avem de-a face cu un om care se consideră că are o pregătire superioară, că are o educație deosebită. E, violența nu are legătură cu nivelul de educație, ci cu caracterul omului. Acești oameni ar trebui, într-adevăr, așa cum spuneați, monitorizați. Legea să permită o monitorizare atentă, iar atunci când se constată abateri sau derapaje, să fie îndepărtați, măcar pentru o perioadă, cumva internați în unități medicale de specialitate, sub tratament și obligați să urmeze tratamentul respectiv.